dragile mele, bine ați venit pe canalul meu YouTube. Am revenit cu acești minunați cipici. Se lucrează foarte ușor, se începe de la vârf, continuăm lungimea necesară, apoi împărțim în jumătate, lucrăm până aici la călcâi, după aceasta lucrăm câteva rânduri împrejur și strângem ochiurile acestea pentru talpă, lucrăm călcâiul și la urmă facem o mică cusătură. La dorință se poate de făcut cu croșeta, pasul racului sau altceva. Se lucrează foarte ușor. Sunt pentru mărimea 37-38. Ață folosită Alize Lana Gold Classic. Puteți achiziționa aceste fire de la Violet. Și fir alb, la fel, andrele numărul 3. Dacă încă nu sunteți abonați, dați click pe abonare. Urmează un tutorial detaliat, pas cu pas, câte ochiuri montați. Deci totul detaliat. Și vreau să aduc mulțumiri speciale și celor care au dat click pe butonul alătură-te, pentru că ei mă, după posibilitate, mă sprijină într-un mod mai special. Vă mulțumesc tuturor, haideți să începem. Firul utilizat Alize Lana Gold Classic și andrele numărul 3. Lăsăm puțin fir și pentru toate vârstele formăm 8 ochiuri. Prin orice metodă cunoașteți dumneavoastră. 4, 5, 6, 7 și 8. Primul rând vom lucra în felul următor. Un ochi luat nelucrat, restul ochiurilor pe față, în afară de ultimul ochi pe care îl vom lucra pe dos întotdeauna, pentru că este ochi de margine. Mai departe, observați liniile acestea, semnifică fața lucrului. Pe fața lucrului vom face adăugiri din ambele părți. Iată, ridicăm de aici o buclă și o lucrăm răsucită. Am adăugat aici un ochi. Lucrăm restul ochiurilor pe față, înainte de ultimul ochi. Iarăși ridicăm. Și la fel lucrăm răsucit. Ochi pe față răsucit, adică răsucit ce înseamnă? Să nu rămână gaură. Ultimul ochi pe dos. Pe dosul lucrului. Un ochi luat nelucrat. Și lucrăm toate aceste ochiuri pe față, în afară de ultimul pe care îl lucrăm pe dos. Continuăm să facem aceste adăugiri, în cazul meu este 24, în cazul dumneavoastră măsurați pe picior. Teoretic, trebuie să acopere zona, deci degetele să le acopere. Iată, iarăși ridicăm un ochi, îl lucrăm răsucit, vă arăt încă o dată, lucrăm până la ultimele două ochiuri, de fapt până la ultimul ochi, ochiuri pe față, priviți, iată, până la ultimul ochi și de aici, mai bine, tot puteți să lărgiți și ridicați bucla, lucrați ochiul și ultimul ochi pe dos. Puteți să adăugați și cu jeteuri. Pe dosul lucrului vom lucra ochiuri pe față, deci la fel se repetă. Continuăm până veți avea lungimea dorită. Am obținut 24 de ochiuri. Ce trebuie să faceți voi? Puneți pe picior și vedeți dacă este suficient, atât în lungime cât și în lățime. Pentru mine este suficient.
Puteți adăugați mai mult. Acum și vă spun ce facem mai departe. După ce am 24 de ochiuri, lucrez un rând ochiuri pe față. Acum suntem pe fața lucrului. Acest rând lucrez toate ochiurile pe față. Ultimul ochi pe dos, ochi de margine. Rândul 2, toate ochiurile pe dos. Inclusiv și ultimul ochi, cel de margine, toate ochiurile pe dos. Acum vom începe modelul nostru. Acesta este un model foarte drăguț. Puteți să-l aplicați și la alte lucruri. Primul ochi îl voi lucra cu alb. Facem legătura. Poate că în alte videoclipuri nu fac aceasta, dar consider că cel mai bine este așa. Lucrez un ochi pe față și ascund în același timp și firul acesta. Un ochi pe față. Mă cobor 3 rânduri în jos. Numărăm 1, 2, 3. Și scot un fir lung. Cât de lung să fie, iată, la nivelul acesta. Mai departe. Două ochiuri pe față. Îl ascund așa aici. Mă cobor 3 ochiuri în jos și iarăși scot un ochi mai lung. Mai departe, două ochiuri pe față. Și continui să repet tot rândul. Numărăm, iată, este ușor. 1, 2 și 3. Scot un fir lung, două ochiuri pe față. Continuăm. Și la sfârșitul rândului, iarăși numărăm cu grijă. Scoatem un ochi față și un ochi pe dos. Acesta este rândul 1. Acum rândul 2. Toate ochiurile le lucrăm pe dos, în afară de aceste ochiuri lungi pe care le luăm pur și simplu nelucrate. Două pe dos, acesta nelucrat. Două pe dos, ochiul acesta nelucrat. Și continuăm așa tot rândul. Și la sfârșit avem un ochi pe dos și cel de margine pe dos. Acesta a fost rândul 2. Priviți aceste fire. Trebuie puțin să le includem aici în lucru. L-am ridicat firul sur. Și rândul 3. Un ochi nelucrat. Acest ochi îl schimbăm cu locul. Acum și veți vedea de ce. Și lucrăm două ochiuri spre dreapta. Acum, tot din acest ochi, cu ochiul următor, lucrăm două ochiuri spre stânga. Iată așa. Și vom repeta tot rândul în acest mod. Două ochiuri spre
spre dreapta, întorc înapoi ochiul ăsta lung și lucrăm două spre stânga. Două spre dreapta și două spre stânga. Putem și așa să încercăm. Două spre dreapta și două spre stânga. Și continuăm tot rândul. La sfârșit, iată, finisez două spre stânga și cel de margine pe dos. Acesta a fost rândul 3. Rândul 4 pe dosul lucrului. Toate ochiurile pe dos. Acum continuăm cu culoarea sură, iar acest model. Primul ochi îl lucrăm, facem legătura, strângem aici puțin și lucrăm un ochi față și numărăm 3 ochiuri în jos, 3 rânduri. Producem mandreaua și scoatem un fir mai lung. După aceasta, două ochiuri pe față și iarăși numărăm 1, 2 și 3. Două ochiuri pe față. Deci se repetă la fel, cum am făcut la primul raport. Iată, două pe față și repetăm. 2 și 3. Și continuați să repetați. Să ne uităm așa. 1, 2, 3, 4 raporturi. Când ajungeți la ultimul raport, nu lucrați ultimul, al patrulea rând, ochiuri pe dos, dar ochiuri pe față. Când ajungem, eu vă explic. Am lucrat 4 rânduri de model, raporturi. Acum, pe dosul lucrului, rândul al patrulea, nu lucrez pe dos, ci pe față. Toate ochiurile pe față. Și acum veți vedea de ce. Ultimul rând. Ultimul ochi pe dos. Întoarcem pe fața lucrului. Și mai departe vom lucra. Iată cum este și aici. Trebuie să avem 3 drumușoare, adică 6 rânduri. Noi unul avem. Continuăm să lucrăm încă 2 drumușoare. Un drumușor de acesta are 2 rânduri, atât pe fața lucrului cât și pe dosul lucrului, doar ochiuri pe față, deci punct leneș. Am lucrat, iată, 3 drumușoare. Măsurăm pe picior dacă este suficient, dar trebuie în formă întinsă, pentru că după asta așa va fi cipicul nostru. Stați să... Dacă vreți mai multe rânduri, lucrați mai mult. Pentru mine este suficient atât. De aici voi merge împărțit. Deci iată cum vom împărți. Am 24 de ochiuri. Și vreau să merg
Voi lucra pur și simplu. Puteți, dumneavoastră, puteți să lucrați modelul mai departe. Eu am ales așa simplu. Și lucrez 12 urturi pe față. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și al 12-lea pe dos. Va fi de margină. Doi, patru, șase, opt, zece, 12. Și lăsăm firul. La mine am scos un fir de aici și alt fir am de aici. Puteți să faceți în acest mod și voi. Și vreau să lucrez concomitent ambele părți. Pur și simplu pun fir aici. Acesta lucrez pentru că am înserat firul, îl ascund aici, trag puțin și lucrez 12 ochiuri. În partea aceasta. Și ultimul ochi pe dos. Întorc lucrul. Lucrez întâi prima parte, apoi veți vedea, este foarte ușor pentru că mergeți cu ambele părți odată. Și ultimul ochi pe dos aici. Ne uităm dacă marginea merge frumos. E bine. Luăm firul din partea cealaltă, un ochi nelucrat și mergem cu ochiurile pe față. Ultimul pe dos. Întoarcem lucrul și ne uităm dacă este totul așa cum am vrut. Și priviți, trebuie să mergem înainte să lucrăm părțile acestea separat. Iată acestea. La fel, numărați, în cazul meu cred că sunt acușile număr 5 de drumușoare de acestea. Și iată, am numărat chiar de aici. Numărați și dumneavoastră, după care veți măsura pe picior în formă întinsă, să vină cusătura frumos aici. Ne întâlnim când ajungem la sfârșitul acestor drumușoare. Am lucrat lungimea dorită, dumneavoastră măsurați pe picior și măsurați anume în formă întinsă. Țineți cont de fapt că punctul leniș se întinde foarte bine. Pentru mine este suficient. Aceste două se vor coase. Așa că măsurați în acest mod. Deci să se întindă, iată, așa de bine. Vedeți cât de bine se întinde. Acum, vom închide aceste ochiuri, așa cum ne-am obișnuit. Un ochi lucrăm, celălalt îl trecem peste ochiul lucrat. Și închidem întâi prima porțiune, apoi a doua.
Acum închid și de aici ochiul. La fel. Ultimul ochi. Vă arăt cum merge mai departe. Și acum avem un ochi pe Andreea. Și continuăm să ridicăm din fiecare buclă câte un ochi. Puteți să ridicați cu andrelele sau cu croșeta. Am ridicat toate ochiurile, am într-o parte 41, în cealaltă la fel 41 și la mijloc am 8. Aveți grijă ca ochiurile să fie identice pe ambele părți. În continuare, pe dosul lucrului vom lucra toate ochiurile pe față. De aici încolo vom merge cu toate ochiurile pe față. Și vom continua să lucrăm de jur împrejur toate ochiurile pe față. 6 rânduri. Iată, observați, aici am 3 drumușoare. 1, 2, 3. Puteți să faceți și 4, depinde de cât de înalt vreți să fie cepicul. Deci aici rămâne la discreția dumneavoastră, lucrați sau 3 sau 4, sau puteți și 5, depinde și de fir. Apoi vom încheia talpa frumos. Am lucrat 6 rânduri, adică 3 drumușoare, cum vă place să le zic. Acum trebuie să lucrăm talpa. Eu am ales să lucrez pe 10 ochiuri din mijloc. Și mi-a ieșit 40 în dreapta, 40 în stânga și la mijloc 10 ochiuri. Voi scădea din ambele părți și pe mijloc îmi vor rămânea 10 ochiuri. Puteți să tăiați firul aici, să începeți din acest punct. Dacă nu vă deranjează această linie, puteți merge cum vă arăt eu. Iată, voi lucra 40 de ochiuri. Și vom începe direct să nu mai rupem firul. Lucrez toate cele 40 de ochiuri. Am ajuns la cele 10 ochiuri și începem să lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al 10-lea, împreună cu următorul, aici suntem pe fața lucrului, lucrăm două împreună pe dos. Deci acesta este al 10-lea ochi. Două împreună pe dos. Întoarcem lucrul. Luăm acest ochi nelucrat și îl numărăm ca fiind primul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al 10-lea împreună cu următorul, fiind pe dosul lucrului. Numărăm încă o dată. Lucrăm două ochiuri spre, pe față, cum ar veni spre dreapta, iată așa. Întoarcem lucrul și continuăm. Vedeți că din ambele părți există un spațiu. Adică noi vom ști că aici, fără să numărăm, vom ști că trebuie să facem scăderi. Priviți. Am ajuns în rând cu acest spațiu. Înseamnă că acest ochi împreună cu următorul, două împreună pe dos, pentru că suntem pe fața lucrului. Și pe dosul lucrului este important ca pe dosul lucrului aceste linii
să fie formate. Dacă nu sunt, ceva ați făcut greșit. Și lucrăm iarăși ochiuri pe față. Când ajungem la aceste două ochiuri, trebuie să lucrăm două împreună. Sau putem, iată, și așa să lucrăm. Deci eu vă spun posibilitățile. Întoarcem acest ochi să ne fie nou comod să lucrăm, iată așa. Cum vă este comod, așa și lucrați. Strângem puțin și continuăm să lucrăm până la ultimele 5 ochiuri, unde vă voi arăta ce facem mai departe. Iată, când ajungem aici, vreau să formez pentru călcâi să scad deja câte 3. Avem câte 4 ochiuri pe andrele, câte 5 de fapt. Și vom începe să lucrăm ochiurile din mijloc și vom scădea deja câte 3 ochiuri. Imediat vă arăt cum. Iată, când ajungem la ultimele 2, vom scădea deja 3 împreună. Și putem să punem acest ochi să fie în față sau depinde, vedeți cum, dacă vă place linia obținută. Trei împreună. Întoarcem lucrul. Observați că linia puțin este altfel. Dacă nu vă deranjează, nu este nicio problemă. Lucrăm iarăși până la ultimele 3. Ochiul din mijloc, iată și așa eu mai fac, îl pun în față și luăm încă un ochi de aici și le lucrăm 3 împreună. Continuăm. Arăt încă o dată aici pe dosul lucrului, pe față de fapt. Iată, ne-au rămas 3 ochiuri. Pun acest ochi înainte, în față și voi scade 3 ochiuri. Întorc lucrul. Și procesul se repetă. Rămânem la ultimele 2. Punem ochiul din mijloc în față. Și scadem 3 ochiuri împreună. Și vom continua așa să scadem până se va minimiza, se vor minimiza ochiurile. Aici la fel 3. Am repetat noi acest proces la aproximativ toți cipicii care i-am cusut la spate. Întoarcem lucrul și iată avem iarăși întoarcem și continuăm sau deja facem împreună că nu a rămas atât de mult. Iată aici avem 3. Întoarcem lucrul. Și aici avem 3.
Și la sfârșit, iată, ne-au rămas 4. Ne lucrăm acestea pe dos. Și aceste două împreună. Iar ochiul acesta rămas, îl trecem peste ochiul lucrat. Scoatem fir atât cât să ne ajungă pentru cusut. Iată, am pus acul și deja trebuie să coasem. Eu voi folosi cea mai simplă metodă. De a coase. Luăm ochi cu ochi și pur și simplu scoatem. Și avem grijă pentru a nimeri, anume în ochiurile unde, deci să fie, iată, în rând. Iată așa. Parte și pe cealaltă. De ce am ales această metodă? Pentru că dacă cos cusătura aia invizibilă, se formează pe dosul lucrului o linie puțin incomodă. Puteți încerca să faceți cusătura aceasta pe dosul lucrului dacă nu vreți să se vadă așa pe fața lucrului. Dar, haideți să vedem pe manechin cum arată. Puteți utiliza orice alt tip de cusătură. Acum, la dorință, puteți să croșetați o margină albă. Am pregătit firul. Și începem undeva de aici să facem pasul racului, de exemplu. Prindem firul și ce înseamnă pasul racului? Că mergem înapoi. Și deja alegem la ce distanță, peste câte, peste un ochi, să facem sau în fiecare. Luăm din ambele și peste un ochi, haideți să încercăm să nu fie prea larg. Și continuăm de jur împrejur. Iată, dacă preferați așa, să fie și așa, cu mărginuța albă, să se combine cu modelul din față. Atât a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și la dorință puteți aici atașa etichete. Eu am aceste etichete de la Iulia Emanuela, mulțumesc pe această cale. A fost totul expediat la timp. Foarte frumos, sunt foarte mulțumită. Și vă recomand și vouă, dacă aveți nevoie de etichete, apelați cu încredere. O să o rog să lase comentariu aici cu numele complet de pe Facebook. Cred că este Rebecca Emma.
Și de asemenea vă invit și pe, pe grupul nostru de Facebook, Knitting is my hobby, se scrie cu capa, Knitting, să ne inspirăm și acolo împreună. Mulțumesc echipei care are grijă de grup și îl coordonează frumos. Mulțumesc tuturor celor care mă susțineți și pe YouTube. Vă mulțumesc tuturor. Aștept să văd și botoșeii dumneavoastră. V-am pupat. La revedere!